Pe un picior de plai, pe o gură de rai, mării se întâlniră și în drum se opriră trei turme de miei, cu mulți ciobanii. Ia ziceți, domnul Cașei, care-i problema? La apus de soare, vor să mi-te omoare. Măcar să fi fost deștepți. Minimum 6% vorbe de luni până vineri. 11 metri cu Andy Stănescu și Radu Banciu la Sport Total FM. Vă salut, prieteni, așa e, după ce de la kamikaze te aduni mai greu. Un pic și trebuie să mai treacă un pic timp, n-ai cum să nu le strângi mâna atât timp cât îi vezi o dată pe săptămână și de asta ne cerem scuze pentru întârzierea de aproape 10 minute, mai întârzie și trenurile din când în când, chiar și cele mai bine plasate. Să știți că am văzut asta pe pielea mea, chiar și în țările civilizate, la un moment dat când se lărgește spațiu, să facă alte linii, să lucrează la infrastructură, de obicei te mai opintești din când în când. Dar trecem la lucrurile concrete. Tragerea la sorți în Liga Campionilor, care a avut loc astăzi în sediul de la Niu. Până la urmă, patru partide, dar niciun derby, aș spune. Nu avem un mare șoc în sferturile de finală. Asta însă nu înseamnă că nu vom avea în semifinale, întrucât favoriți se pot desprinde. Avem și programul partidelor, datele concrete. Așadar, în ordinea tragerii la sorți: Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Chelsea și Manchester United, Bayern München. Meciurile se vor desfășura pe 1 și 2 aprilie, partidele tur, respectiv pe 8 și 9 aprilie, meciurile retur. Și avem, înainte de a comenta un pic această tragere, că asta este menirea noastră, avem pe data de 1 aprilie Manchester United, Bayern München și Barcelona, Atletico Madrid, iar pe 2 aprilie Real Madrid, Borussia Dortmund și Paris Saint-Germain, Chelsea. Așa au fost grupate partidele. Era și firesc ca Realul și Barcelona să nu pice în aceeași zi și de asemenea nici Manchester United și Chelsea. Astea au fost condițiile până la urmă pentru televizare, chit că toate meciurile sunt pe toate ecranele din toate țările. Asta a fost și scopul pentru care UEFA a modificat, începând cu optimile de finală, țintarul partidelor, să poată fi toate televizate, să nu mai fie 8 meciuri în același timp, să pierdea la nivelul de vizibilitate și de afacere comercială. Așadar, niciun derby, pentru că nu avem Real Madrid-Barcelona, nu avem Bayern München-Paris Saint-Germain, nu avem Manchester United-Chelsea, cred că astea ar fi fost, nu avem Real Madrid-Atletico Madrid, deci nu avem un meci de care să spunem că ne putem lega foarte tare, deși Manchester United-Bayern München, vorbeam ieri, că o fostă finală de Liga Campionilor trezește niște amintiri enorme. Sigur, și Real Madrid-Borussia Dortmund a fost o semifinală anul trecut, că mai țineți minte, și Real Madrid a fost eliminat atunci de Borussia Dortmund, ceea ce astăzi pare imposibil. Barcelona-Atletico, sigur că va fi un meci mare, o dublă manșă interesant între două echipe care se bat și la titlu în Primera, dar a devenit deja un hit ca echipele spaniole să se întâlnească între ele în cupele europene, după ce tocmai am avut un Betis FC Sevilla încheiat la penaltiuri noaptea târziu. Pe undeva, totuși, sferturile de finală nu aduc în Liga Campionilor meciurile la care poate ne-am fi așteptat, dar cred că e mai bine, le vom avea în semifinale. Bayern München, Barcelona, Real Madrid și PSG sau Chelsea, dacă se vor califica, vor fi două semifinale extraordinare, urmate sigur de o finală de răsunet. Problema este că de această dată, în sferturile de finală, n-am mai avut niciun adversar de 2 lei.
toate cele 8 echipe au un nume, în momentul de față în Europa reprezintă ceva. Ai bun, Atletico Madrid, o să spuneți, n-are performanțe, nu? Da, este o echipă a momentului, echipă care poate să bată pe oricine, candidează la titlu în Spania, prezența ei aici nu este o întâmplare. S-a văzut și din faptul că a câștigat fără probleme grupa din care a făcut parte și a trecut de AC Milan fără mare eforturi, cu 5-1 scor general în optim. Cei de la Bayern München sunt mulțumiți de faptul că au nimerit cu Manchester United, am văzut declarația lui Arjen Robben și pe undeva este și normal, pentru că returul se va juca la München, iar Manchester United nu pare deloc în măsură să îngrijoreze pe cei de la Bayern. Deci aici calificarea este de 90-10 în favoarea lui Bayern. Isprava lui Manchester însă cu Olympiacos pentru meciul retur, că altfel la calificare nu e o ispravă, că i-au eliminat cu 3-2. Isprava din meciul retur cu tripla lui Van Persie aduce totuși Manchester United într-o situație corectă, sfert finalistă de Liga Campionilor. Dacă ești eliminat de Bayern, adică deținătoarea trofeului, nu este o rușine. Arsenal tocmai a căzut în confruntarea cu Bayern, deși bavarezii n-au strălucit absolut deloc cu Arsenal, nici în meciul tur, nici în meciul retur, i-au eliminat la uzură. Până la urmă au reușit să se califice. Nu cred că va fi niciun pic de suspans, evident, în această dublă confruntare, pentru că nemții, fiind în forma secolului, într-un sezon în care Bayern n-a ratat absolut nimic până acum, întâlnind un adversar în dificultate în era Moise, nu se poate vorbi în mod logic aici despre calificare. Drumul lui Manchester se oprește în sferturi. E bine pentru ei că au reușit să treacă până aici, au avut noroc cu tragerea cu Olympiacos, după ce au avut o grupă complicată cu adversari care puteau să elimine, Leverkusen, Real Sociedad, Shakhtar, au câștigat grupa, au trecut de Olympiacos și au făcut datorie, așa au nimerit peste deținătoarea trofeului, practic imbatabilul Bayern München. În meciul Barcelona-Atletico Madrid, sigur că Barça pleacă favorită de la o poștă, numai că pe teren lucrurile stau invers. Atletico Madrid pare să fie mai interesantă în momentul ăsta. Returul se va juca la Madrid, ceea ce e bine pentru Atletico. Este o echipă mai puternică decât Barcelona în momentul în care vorbim. Nu l-are pe Messi, însă sigur care va putea să schimbe soarta calificării. Fără Messi, Barcelona nu poate să treacă astăzi de Atletico Madrid cu tata Martino și cu puținul entuziasm care le-a mai rămas jucătorilor de construcție, Xavi, Iniesta, să spunem, să ne rezumăm la cei doi. Nu-i văd în măsură să, fără un aport net, substanțial al lui Messi, nu-i văd trecând. Însă cu Messi în formă, da, pot să elimine, bineînțeles, pe Atletico Madrid, mai ales că aici va juca un rol important și motivarea. Sunt două echipe spaniole, foarte mult nu contează tradiția, foarte mult nu contează palmaresul, cum am văzut de altfel și în cazul celor două echipe din Sevilla, care s-au bătut una pe terenul celeilalte cu același scor și au ajuns la penaltiuri. N-a mai contat clasamentul, n-a mai contat nicio tradiție, n-a mai contat nimic. A fost o bătălie crâncenă, spectaculoasă, suspans, de toate. Deci Atletico Madrid poate să dea lovitura, având în vedere că are și returul acasă și că este probabil un pic mai euforică decât Barcelona. Însă la Barça, orgoliul lui Messi și al celor care fac front comun cu el, că am înțeles că acolo lotul e cam despicat, așa. Unii sunt cu tata Martino, cum e Messi, alții nu. Poate că motivul ăsta să fie speculat de cei de la Atletico. Real Madrid a nimerit bine, a nimerit cel mai bine, cu Borussia Dortmund, care era considerată victimă sigură înainte de această tragere. A nimerit bine și pentru că Realul poate să-și ia revanșa față de sezonul trecut. N-a fost eliminat în mod surprinzător de Borussia Dortmund în semifinale. Toată lumea credea că Realul se va califica și nu s-a întâmplat așa. Borussia Dortmund, odată ce a eliminat pe Zenit, destul de complicat finalmente, dar a eliminat-o și a făcut datoria. Este sfert finalistă în Liga Campionilor. În mod normal, când ajungi în faza asta, nu ți se mai poate spune că nu ți-ai făcut treaba. Aici depinzi
în mare proporție de tragerea la sorți, cum s-a întâmplat de altfel și cu PSG-ul anul trecut, când a fost nevoită să dea peste Barcelona în sferturile de finală. Altfel, probabil ar fi ajuns mai sus. Paris Saint-Germain cu Chelsea este a patra partidă din sferturile de finală. Va juca pe 2 aprilie meciul tur și pe 8 aprilie returul. Mi se pare un adversar bun pentru Paris Saint-Germain Chelsea, în sensul în care este de nivelul lor. Poate că Realul sau Bayern München ar fi fost peste Paris Saint-Germain și cu siguranță peste Laurent Blanc, care e un antrenor mărunt. În orice caz, el este singurul după mine care în club, în momentul de față la Paris, gândește mărunt, gândește franțuzește. Francezii n-au ce să caute într-o asemenea fază a competiției, asta este clar. Era un fotbal într-o altă epocă, un fotbal făcut cu picătura, da, un fotbal bazat pe calcule matematice, pe socotelie contabile. Nu, ei n-au ce să caute în sferele astea, la vorbesc la nivel de club cel puțin. Și atunci, sigur, El Khelaifi, Ibrahimovic, Thiago Silva n-au mentalitatea asta pentru că nu sunt francezi și n-au apucat încă și niciodată probabil nu vor reuși să intre într-o mentalitate păguboasă de tip francez în ziua de astăzi. Sunt destul de bine plasat ca să cunosc mentalitatea asta. De altfel, Laurent Blanc, în primul său discurs, cam despre asta a și vorbit. El este un tip care nu-și dorește neapărat să câștige Liga Campionilor. Pentru el, a te afla într-o fază de genul ăsta e bine. El nu știe ce e aia să devii câștigător de o astfel de competiție ca antrenor. El gândește uitându-se în spatele lui, văzând ce fac celelalte echipe din Franța, analizând eventual palmarese. Nu, n-are nicio legătură cu trofeul. Și de data asta va putea să se măsoare cu o echipă care nu depășește pe Paris Saint-Germain la lot. Chelsea, cu bătrânii ei, cu Samuel Eto'o și cu Dembaba și cu ce mai au ei în față, nu depășește pe PSG. Asta este clar. Dacă Paris Saint-Germain nu trece de Chelsea, înseamnă că n-avea nicio treabă cu această competiție la momentul ăsta. Și asta se datorează lui Laurent Blanc. Dacă ei ar fi avut în momentul de față un mare antrenor, Laurent Blanc este un antrenor de duzină, evident. Un antrenor de campionatul Franței. Să ia un punct în deplasare, chestii de genul ăsta, n-are mentalitate de câștigător. Dar jucătorii o au. Și ați văzut primele. El Khelaifi a promis 1 milion de euro de căciulă pentru fiecare jucător de la PSG dacă va câștiga trofeul, ceea ce nu se compară cu nicio altă echipă. Deci la nivelul ăsta sunt primii în Europa. Dar au această meteahnă. Deocamdată n-aveau de ce să-l pleznească peste pe Laurent Blanc, în campionat PSG defilează. Însă dacă nu va reuși să treacă de Chelsea, probabil că deja primele întrebări esențiale vor apărea în mintea conducătorilor. Luăm o pauză, că s-a făcut, a trecut deși 20. Trebuie să respectăm orarul și ne întoarcem cu analiza acestor 4 partide. Da, ne-am întors, fraților. S-a spus că avem un telefon din, ca să folosesc un clișeu oribil, îndepărtatul Cuveit. Da? Un ascultător al nostru, vă salut. Bună ziua, Radule. Să trăiți. Da. Ce faceți, domnule? Am văzut aseară emisiunea dumneavoastră de la B1 TV, a fost extraordinară. Da, pe cam toate emisiunile mele de la B1 TV sunt extraordinare. Și mi-a plăcut mai mult Cantaro. Da, sau Cântaru. Sau Cântaru, așa cum gândește bine, sugătura la de gâdea. Ok. Da. Nu întrebare, domnule Banciu. Nu e treaba mea să vă contrazic. Puteți să spuneți orice. Aici nu e o emisiune în care să vă trag de mânecă. Dacă ați intrat din Cuvei, trebuie să știe și CNA-ul că aveți voie să spuneți orice. Da. Ziceți mai departe. Deci pot spune orice. Absolut. Când intrați din Cuveit, sunteți stăpânul nostru, să știți. Pentru mine, da. Pentru mine CNA-ul pălește în fața unui telefon pe care îl primim din Cuveit. Și așa ar trebui să fie de peste tot. Ascultătorii sunt cei care decid politica unui post. Așa că puteți să spuneți ce vreți, da.
În primul rând mi-a plăcut excelent că Manchester a bătut până la urmă. Așa, ați văzut meciul? Da, bineînțeles, dar văd totul aici, ce de la Cădor, suntem în 2014, nu? Evident, nu, dar mă gândeam să nu fi ales un alt meci. Adică știu că vă puteți uita, dacă îl vedem și noi, cum să nu vedeți neastră? Nu, din păcate am un copil care este la o academie de fotbal aici, în link, nu fac reclamă, în link cu englezul și cu italieni și până la urmă am văzut că au bătut englezii. În sfârșit, David Moyes este, hai să spunem, pe cai, puțin, o lecuță, așa. Da. În altă ordine de idei, ce să spun, cu fotbalul românesc suntem zero și că, după părerea mea, eu vă ascult în fiecare zi, de obicei, în fiecare zi, vin de la ora 4 la, de ora 4 ora cu veitul, ca să spun așa. Da, câte... Vă ascult în mașină. Cum e cu fusul ăla? O oră diferență? O oră. Având în vedere că un grad meridian este 78 de kilometri. Așa. E cam așa. Bun. În timp de vară suntem la aceeași oră. Deci când vorbesc cu mama sau cu tata sau cu cine mai vreau eu, suntem la aceeași oră. Dar vreau să spun că Rabiot duce foarte bine aici. Așa. Că prin zonă. Că eu sunt aici în zonă. Da. Prin rate, cu acest, cum să spun, făcătură de acel antrenor care a fost pe la Steaua. Am uitat cum îi spuneți, de-aia nici nu mi-l amintesc. Un fost antrenor de la Steaua? Ce, da, da. Stoichiță? Nu, a fost antrenor la Steaua. Așa, păi și Stoichiță a fost? Cine? A ajuns în semifinale. Ah, Olăroiu. Olăroiu, ok, e în curând, în fundul de pușcăria, de treabă. Olăroiu. Te iartă. Dar am înțeles că a scăpat până la urmă. Nu. N-a scăpat. Așa, puțin, că e primul apel, ba, mai au și ăsta, dar ăsta se mișcă cam repede. Așa. Și eu mă vreau să te mai întreb, Radule, unde-i Andy, băi, că nu, e mort. E mort. E un pic plecat zilele astea. E bolnav sau ce? Da, are niște probleme care le va rezolva. Am nevoie de câteva zile și o să vedem de săptămână. Nu, nu, vedem că nu-i bolnav. Omul mai are și probleme dintre astea de sănătate din când în când. Poate că nu trebuie să le expună neapărat public. Vom vedea. Nu e nimic grav în orice caz. Nu, dar stai, domnule, că eu n-am înțeles. Radule, îmi permit să te întreb. Da. Sunt foarte, cum să spune, e mândria mea să vorbesc cu tine. Ăla e cel mai bun cuplu. Voi mă sculați dimineața, voi mă culcați dimineața. Sau cum? Cum dracu? De unde e Andy, băi? Andy, pe... Era pe același ca la Coci. Cultură, istorie, geografie, ce dracu, domnule, unde e Andy? V-am spus că eu un pic plecat zilele astea și se întoarce săptămâna viitoare. Nu cred că a ajuns până în Cuveit, totuși, după părerea mea. Hai. Și s-ar fi dorit să vină, dar nu cred că a apucat să ajungă până acolo. Mai bine să nu vii pe aici, că și aici s-au făcut lucrurile. Eu vreau să am de acolo, să văd un dialog, vreau să văd, că e prea monoton. Acum sigur că e monoton, dar ce să facem, continuat emisiunea chiar și așa. Evident că e mai interesant în doi, dar ce să facem? Păi acolo când e în doi, e un schimb de replici, fiecare spune părerea, este o contradicție, dar așa, nu știu... Ok, e cu totul altceva când te văd seara la B1 TV. Da, sigur, acolo e alt format. E alt format, da, ca să folosim tot așa o expresie tocită. Măcar putem vedea. Da. Dar când e singur, ce face o radule? Bine, rezolvăm. Am făcut armata împreună, ce dracu. Așa e. Bine. Ce să le spună? De la CNA, ce să le spună? Să-i vadă de mama dracu de treabă. Când ești mama dracu. Auzi, tu mai spun ceva. Eu cred că sunt la fel ca tine. Nu mă mai întorc în România. Prefer să mor aici, să-mi ardă cenușă. Adică să merg acolo și văd atâta gunoaie.
Da, prefer să-l vote Banciu. Când ajungem cu vei, sigur că nu mai are sens să te întorci. Nu, dar să știi că nici aici nu pute așa de bogăție, no. Da, dar oricum e mai bine ca la noi. E decent. Da. Noi, 30 de milioane, cum ai spus acum vreo două sfere, noi, cam atâta merge. Ca să stai bine aici, îți trebuie 100 de milioane pe lună. Da. Banii aia vechi. Da. Da, dacă ai ăștia 100 de milioane, e ok. Evident. Okay. Da, băi, asta e undeva la 2500 de euro. Aproape. Da, cam atâta e. Da. Dar trăiesc decent și nu-ți dau ăștia ce să-ți vine, să știi, nu-ți dă niciodată ăștia ce să-ți vine. Îți dau niște bani la sfârșit când pleci, dar poți să mori aici, asta e important. Da. Știi? Asta e important. Ce dracu să fiu eu acolo, că să-mi... Pui tu mie moaștele, mă duc eu să mi s-au mutat oasele de la... Mai bine arde-mă, dracu, și mă duc zi, în mare sau unde, în golf. În golf. Bine, mulțumim! Mulțumim de intervenție. O să mai vorbim despre viața de apoi cu altă ocazie, dar deocamdată să ne concentrăm pe ce ne-a mai rămas de trăit. Îi mulțumim ascultătorului nostru fidel din Cuveit, care ne-a făcut onoarea să ne sune, să și pierduse oarecum un pic semnalul, cred că era de la ei, de la cuveitieni, chestiunea asta. Îi mulțumim pentru intervenție și sper că o să mai auzim și cu altă ocazie. Rămăsesem un pic la tabloul acesta, chiar un tablou, da, al sferturilor de finală din Liga Campionilor, care se vor vedea, sigur, și în Cuveit. Internaționalul nostru, venea să spun, le va urmări și el în aprilie aceste sferturi de finală. Mă interesa în mod deosebit meciul dintre PSG și Chelsea, pentru că mi se pare cel mai interesant, cam singurul în care nu prea poți să spui exact ce se va întâmpla. În rest, după părerea mea, Bayern München, Barcelona și Realul sunt favorite certe, net peste 50%, și în mod normal, la nivelul ăsta, într-o astfel de competiție, surprizele sunt puține. Deci Borussia Dortmund, Atletico și Manchester United sunt clar outsideri, cu specificația că Atletico, beneficiind de conjunctura momentului și de faptul că întâlnește tot o echipă spaniolă, ar putea să-i trântească pe Barcelona, dar cu siguranță toți bookmakerii și mari analiști ai fotbalului vor vedea pe cei de la Barcelona favoriți. Deci, dar la PSG cu Chelsea e greu să spui. Chelsea are avantajul că joacă returul acasă și este imbatabilă pe teren propriu. Am văzut-o și în meciul cu Galatasaray, când n-a discutat. Practic nu s-a pus problema nicio secundă. Cine se califică, un gol marcat repede. Galatasaray n-a existat pe teren. Încă o dovadă că Chelsea acasă este foarte, foarte bună. Dar poate să ia o bătaie la Paris, un 2-3-1 să spunem. Un 3-1 dacă ia bătaie la Paris, sigur că nu va fi ușor pentru retur. Și mă interesează să văd din perspectiva acestui duel dezechilibrat José Mourinho, Laurent Blanc, diferență mare de tot de viziune tactică. Este pentru prima dată când marele Paris Saint-Germain, echipa cumpărată de fondul de investiții din Qatar, este pentru prima oară când dă un test la măsura pregătirii și priceperii sale. Pentru că până acum în campionat n-au avut niciun test, da? Dacă e să fim scrupuloși, nici n-au bătut pe nimeni în actuala ediție dintre echipele aflate în top. Monaco au făcut două egaluri. Deci ăla era practic marele lor duel. Au terminat de două ori la egalitate cu Monaco, singura echipă de standing-ul lor din campionatul Franței. Restul sunt mai apropiate de campionatul nostru decât de Paris Saint-Germain, nu mai au nicio anvergură, deci nu s-a descurcat. Iar pe plan internațional a jucat numai cu echipe slabe. În ediția trecută de Liga Campionilor, tot cu lotul ăsta, practic, Paris Saint-Germain a defilat până când a întâlnit-o pe Barcelona, care era net peste ea la vremea respectivă, dar care a eliminat-o la mustață cu două rezultate de egalitate, dar a eliminat-o. Deci i-a frânt aripile lui PSG sferturile de finală. Cu un alt antrenor, era Carlo Ancelotti, atunci superior la experiență și la știința jocului lui Laurent Blanc.
E, acum a venit momentul că Chelsea nu mai este echipa aia extraordinară de acum câțiva ani. A venit momentul ca PSG pentru prima oară în 2 ani de zile să întâlnească un adversar de dimensiunea lui. De asta mă interesează meciul, pentru că Paris Saint-Germain este atracția momentului în Liga Campionilor, celelalte echipe sunt cunoscute. Barcelona este în recul, Bayern München e aceeași echipă de monolit, da? Chiar dacă a venit Guardiola, același stil, până la urmă, imposibil practic de bătut. Real Madrid stă în Cristiano Ronaldo 80%, fără Cristiano Ronaldo n-am vorbit despre performanțele astea. Da, Paris Saint-Germain este curiozitatea competiției și va fi probabil dacă fair play-ul financiar nu va interveni niciun fel și în sezoanele viitoare. Este o echipă pe care o detestă toată Europa, încă n-avea trecut, n-avea istorie și dintr-o dată a ajuns să investească cei mai mulți bani fără nicio grijă în fotbal și are ca obiectiv să cucerească tot. Deocamdată nu are însă un antrenor de anvergură. Dacă ei vor câștiga tot, inclusiv Champions League, inclusiv Cupa Intercontinentală, Supercupa, vor deveni un fel de Bayern München sezonul trecut, da? Chiar dacă în Franța nu mai pot să ia toate trofeele, atunci înseamnă că antrenorul la fotbal nu este mare lucru. Că poți să te bazezi și pe unul fără experiență, ce experiență avea Blanc ca antrenor. A luat un titlu cu Bordeaux, cu un noroc chior, da? În campionatul mediocru al Franței, unde nu-i mare șmecherie dacă ești campion. Deci, aia nu e o chestiune cu care să te mândrești. Mourinho, în schimb, a câștigat titlul pe unde a fost. Adică, diferența este uriașă. E bine, dacă Paris Saint-Germain trece de Chelsea, ia Liga Campionilor, sau măcar ajunge în finală și o pierde într-un mod spectaculos, înseamnă că dacă îți faci o echipă extraordinară și ajungem la teoria pe care am vehiculat-o de atâtea ori, nu mai contează că îl pui pe Stoichiță sau că îl aduci pe Lippi. Da? E cam același lucru. O să vedem, o să se verifice sau nu această teorie un pic mai târziu. Trebuie să luăm o pauză, că am vorbit în cuveit, mi s-au dus minutele adiționalele, sau cum se numeau astea. Ne întoarcem imediat. Haideți să vedem și câteva reacții mai concrete după această tragere la sorți care ne va ocupa astăzi cea mai mare parte a timpului. Ce spune Ron Gurley, managerul general al lui Chelsea? Este o tragere la sorți formidabilă. Este suficient să te uiți la ce echipe sunt prezente ca să-ți dai seama că nu sunt decât mari echipe. Este o tragere enormă între două mari cluburi cu mari jucători, un public formidabil. Va fi un meci extraordinar, va fi dificil, va trebui să fim concentrați. Deci n-a spus nimic Ron Gurley. Oamenii ăștia din fotbal nu reprezintă până la urmă mai nimic. De asta spun că pe undeva declarațiile în general ale lor, ale fotbaliștilor, nu sunt pasionante. Fotbalul este să-l vezi pe teren, nu să mai stai după aia să-i auzi pe oameni ce au de povestit, întrucât nici nu pot să-și dea drumul la gură, nici nu pot, decât în foarte puține situații. Mourinho va face la un moment dat o declarație împotriva lui Ibrahimovic, ceva se va întâmpla. Dar deocamdată asta avem. Laurent Blanc, la rândul lui, a declarat că Paris Saint-Germain va trebui să facă diferența pe teren propriu. Nu există om cu mai multă limbă de lemn și mai puțină știință de mânuirea cuvintelor decât Laurent Blanc. Poate doar Didier Deschamps. Știam că această tragere la sorți ne va oferi o echipă de mare talent, de mare valoare. A ieșit Chelsea. O să ne pregătim bine pentru această dublă confruntare. Mai avem încă puțin timp. Și asta e clasică la el. Prendre le match l'un après l'autre. Da, întâi meciul cu Lorient, nu? Din această seară pentru Paris Saint-Germain. Și apoi mai văd ei. Deci un tip de rigiditate înfiorătoare. Faptul că Chelsea va avea onoarea să ne primească la ea acasă, în retur, este un avantaj pentru ei. Va trebui așadar să facem diferența pe teren propriu, a spus Laurent Blanc, deci nimic, nici el. Nasser El-Khelaifi, președintele lui PSG, cum am și spus înainte de tragere, toate cele 7 echipe care erau în urnă și pe care le puteam întâlni sunt foarte puternice, o să fim pregătiți pentru meciurile contra lui Chelsea, un club pentru care am mult respect. E vorba de bani aici, de investiție. Știu că va fi extrem de interesant pentru suporterii noștri, excitant chiar,
și suntem nerăbdători să ajungem să ne duelăm cu o astfel de echipă. Absolut nimic, așadar nici El Khelaifi. Ce spune Matthias Sammer, directorul sportiv al lui Bayern München? Este o tragere foarte atractivă împotriva unui adversar care luptă să-și găsească stabilitatea atât în campionat cât și în Liga Campionilor, adică vorba de United. Manchester a demonstrat că este capabil de lucruri foarte bune. Este necesar să acționăm cu cel mai mare respect în dubla confruntare cu ei. În zilele sale bune, Manchester United este capabil să joace la cel mai înalt nivel. Așadar, noi trebuie să fim pregătiți să găsim două zile cel puțin la fel de bune. Este o tragere ok pentru noi, jucabilă, dar periculoasă. Arjen Robben. Este o tragere bună. Jucăm mai întâi în deplasare. Vom avea așadar returul pe teren propriu. Manchester United nu este în cea mai bună formă sa. Nu este în vârful competiției în Premier League, dar asta contează mai puțin în Liga Campionilor. Old Trafford este un loc deosebit de toate celelalte. Mi se spune că avem un telefon. Sper să nu fi sunat din nou telespectator, ascultătorul nostru cuveitian. Ești telespectator, ești ascultător. Salut, Radu. Salut. Gabriel din București sunt. Am mai vorbit noi despre Liverpool, echipa pe care tu o jignești de fiecare dată când ai ocazia. Acum am prins ocazia că ești singur și te pot aborda mai ușor. Da. În sensul că m-am uitat așa un pic pe istoria lui Liverpool și pe istoria echipei sale favorite, Marseille, da? A, păi ce facem cu... ce facem acum? Să comparăm un pic așa echipele. Comparăm cai cu gâștele, sunt ce? Ce legătură are? Păi nu, răspund așa, ce legătură are? Nu, sunt două campionate diferite, două... Chiar și dacă se întâlnesc în cupele europene, că după cum știi, au fost niște întâlniri. Da, au fost niște... Ok, da, bun. UEMA s-a reușit să se califice cu Liverpool într-o primă fază, după aia a câștigat și pe Anfield, pe care sigur a venit o perioadă în care Liverpool a fost mai bună, aia cu Fernando Torres, s-a calificat Liverpool. Da, e nesemnificativ între istoria două cluburi din țări diferite, din... Sigur că o apropiere există, faptul că și Marseille și Liverpool sunt două orașe populare, cu suporteri dintre ăștia care... Nu are nicio treabă, doar aici s-ar potrivi oarecum, că nefiind niciunul, nici altul capitală, au avut întotdeauna râvna asta de a demonstra că se poate face și în provincie, adică sunt cluburi de suporteri, asta spun, nu sunt niște cluburi guvernamentale sau impactate de necesitățile unor oameni de afaceri, cum e Chelsea, de exemplu, cum e Paris Saint-Germain, da? Astea sunt niște cluburi care, dacă trăiau la țară, nu existau. Pe când la OM și la Liverpool, asta e chestiunea care, pe undeva, ca și la Napoli, astea sunt niște cluburi care trăiesc din fotbal oricum. Și unde fotbalul, dincolo de calitatea celor care se prezintă la meciuri, este mai importantă decât... Că vin puțini oameni la cravată și la sacou și la Liverpool și la Marseille. La Chelsea și la PSG vin mai mulți. Asta vreau să spun. În afară de chestia asta nu este nimic de... Nu e nicio bătălie între aceste două cluburi. Păi da, dar nu cred că ar trebui să jinești Liverpool. Cluburi din Europa. Asta era altă discuție, dar nu făceam în legătură cu OM. Stai un pic, adică n-ai de ce. Adrian Porumbuiu mi-a mai expus chestiunea asta, dar mi se pare o tâmpenie. Ce legătură ai? Câștigase Vasluiu cu Chiajna sau cu nu știu cine într-un weekend și mi-a zis că, uite, ăla care ține cu el era bucuros să câștigeze. Ce grad de comparație există? Așa și la Liverpool. Fiecare trăiește în mediul lui. Nu, da. E normal să jignești un club atât de mare. OM, când a fost în vârful piramidei europene, Liverpool era suspendată din cupele europene. Deci nici măcar nu s-au întâlnit. Asta spun. Deși Liverpool atunci era echipă de vârf. Era printre cele mai bune. Era printre cele mai bune. Asta zic, nu s-au întâlnit. În rest, asta a fost accidental. OM s-a calificat atunci cu Didier Drogba. OM, da. OM mai câștiga Champions League-ul din 90. Pe cine știe? Dacă echipele engleze erau? Nu avem de unde să știm. OM n-a fost bătută de nimeni, reamintesc, în acea perioadă de 3 ani jumate. A fost bătută de Steaua Roșie Belgrad la penaltiuri și a fost bătută de Benfica cu mâna în minutul 86 la Lisabona. Acela n-a bătut-o nimeni, nici măcar în grupe.
Da? Da, pentru că nu au jucat cu... Păi, da, dar cu cine a jucat a câștigat. Asta spun că, deci e utopie să vorbim acum, anii ei au trecut, nu s-au întâlnit, e adevărat, nu s-au întâlnit cu Barcelona, nu s-au întâlnit cu Real Madrid, nu s-au întâlnit cu echipele din Anglia, s-au întâlnit cu Milan și cu aia care erau atunci, da? Nu e problema. Deci aia era atunci, s-ar fi putut compara, pentru că era altceva. După aia v-am văzut, când am jucat, am avut echipa aia bunicică cu Drogba. Drogba va marca și acolo și la Marseille. OM s-a calificat în fața lui Liverpool. După aia a venit meciul ăla cu golul lui Valbuena, fantastic, ăla pe Anfield. OM a câștigat, prima echipă din Franța, din istorie, care a bătut pe Anfield, așa, cu golul ăla. În retur, n-am mai reușit să facem față. Asta este și s-a calificat Liverpool. Deci cam asta da, e. Da, da. Asta a fost toată confruntarea. A fost un fel de 4-0. Da, a fost 4-0 ăla cu Fernando Torres, dubla lui Torres, da. Știu, era Ghereța antrenor, Liverpool a marcat în minutul 2, dacă nu mă înșel. Da, Fernando Torres. S-a terminat meciul, da, după gafa aia lui Bonar. Țin minte care, cum a început meciul, Bonar era fundașul dreapta. Era undeva pe la linia de tușă, la centru terenului, s-a dus la cam brânză, a fost penalti în minutul 2 sau așa ceva. Nu, a dat Fernando Torres gol din careu la colțul lung. Da, a fost și un penalti al lui Gerrard. Da. Ok, păi și asta înseamnă că nu vei mai jigni Liverpool? N-are nicio legătură, dar nicio legătură cu OM. Deci, ok, n-are nicio legătură cu OM? Nu. Se pare normal să-i jignești? Da, nu e. Făceam și noi haz de necat, ce jignire, că râdem de unii aici, păi asta e meseria noastră, până mă, ce vrea să vorbim frumos. Da. Dar realist, așa vorbind... Da, sezonul ăsta Liverpool e o echipă absolut ok, dar sigur că n-ai cum să nu râzi când vezi ce trecut aveți în Premier League. Da. Și evident că lucrurile, o echipă care n-a câștigat titlul în campionatul Angliei de mai bine de 20 de ani. Sigur că ai pentru ce să faci mișto. Da. Au și vreo 10 locuri. Au 10 locuri, 2, sigur, dar ai pentru ce să râzi. Păi bine, să spun ceva, dacă Mourinho îl face pe Arsene Wenger, care va sărbători, am înțeles, al 1000-lea meci pe banca lui Arsenal acum cu Chelsea în weekend, sâmbătă, dacă Mourinho îi spune lui Wenger că este specialistul eșecului, atunci Liverpool ce e? Am înțeles. Da? De dacă Wenger este specialistul eșecului, o fi. Specialistul eșecului. Dar atunci Liverpool ce e în Premier League? Stai până o să-i vină lui Mourinho să vă ia la gură într-o zi. Păi nu avea ce să ia, că în tur, de exemplu, a fost o victorie cam dubioasă al Chelsea în fața lui Liverpool 2-1 ăla. Da. Chiar și City când i-a bătut cu Liverpool tot așa, cu o victorie dubioasă, cu niște offside-uri dubioase. În fine, cred că în retur le va executa Liverpool pe amândouă, ca să se vadă diferența clară. De da, să vedem, anul ăsta în orice caz, echipa merge. La Manchester United a fost într-adevăr o țurcă, adică Manchester a fost o echipă de copii. Nu vorbim de Manchester, a fost o umilință, da, e adevărat, echipa funcționează, funcționa. Arsenal. Da, adică, absolut. Ok, mai am o întrebare așa oarecum de cultură generală. Da. Ce reprezintă un hat-trick? Astăzi am avut o contră. Știam că un hat-trick reprezintă 3 goluri înscrise din acțiune, să nu fie lovitură liberă sau penalti. E adevărat? Nu știam chestia asta. Eu știu de hat-trick chestia aia bazică. Înseamnă 3 goluri marcate de un jucător consecutiv. Adică să nu intercaleze nimeni între el. Niciun coechipier, niciun adversar. Asta înseamnă hat-trick-ul real. Pe lângă asta, după aia a primit diferite conotații pe care nu le știu pe toate. Unii spun că e hat-trick și dacă ai dat 3 goluri într-un meci, nu contează că-s golurile 1, 2 și 6. Alții spun că trebuie să fie în aceeași repriză. Sincer nu știu, pentru că ăsta e un termen britanic, așa cum e derby. Unii spun că derby este doar dacă joci în aceeași localitate sau dacă e o distanță foarte mică între cele două orașe. Adică Manchester-Liverpool n-ar fi un derby, în schimb Liverpool-Everton da. Deci sunt tot felul de nuanțe, niciodată nu mi-am pus problema cum e cu hat-trick-ul ăsta. Unii susțin că dacă ai marcat 3 goluri într-un singur meci, ăsta înseamnă hat-trick. Alții spun că nu, că trebuie să le dai consecutiv, că trebuie să le dai în aceeași repriză, că trebuie să dai, nu știu, sincer, care e, de fapt, reala explicație a acestui termen. Și nu știu dacă există cineva atât de competent sau de sigur pe tema asta încât să ne bazăm pe el. Că o să ne spună alți ascultători, nu, hat-trick înseamnă...
Da, păi așa zicem și noi, că înseamnă nu știu ce, dar poate că nu e așa. Deci eu nu știu asta cu penaltiu, de exemplu, că trebuie să marchezi din acțiune, n-am auzit niciodată de chestia asta. Am înțeles. La Steaua Dinamo avem un pronostic de la tine? La cine? La Steaua Dinamo, derbiul românesc din cupă. Păi, da, nu știu, se va califica Steaua, bănuiesc. Acum, după ce au văzut că în campionat abia a reușit un egal, s-ar putea să joace un pic mai serios, totuși. E, diferență între Steaua și celelalte echipe de la noi, prin serioși. No, nu cred că Dinamo poate să facă ceva. Adică mie meci de cupă, e adevărat, da. De ce? Păi nu cred, cred că Steaua e peste ei. Peste ei, păi ca echipă și... Păi e valoare, dar păi da. Așa cum ziceai tu la un moment, dacă în derbiurile astea locale... Sigur, păi așa a fost și în campionat. Exact, așa a fost și în campionat. Așa cum a fost și la Sevilla cu Betis. Da, categoric. Nu a mai văzut diferența majoră din campionat. Nu, dar nici la Steaua Dinamo nu s-a văzut, că Dinamo putea să bată pe Steaua. A egal la Steaua în ultimele minute. Dar tocmai de asta cred, că dacă au văzut, probabil că atunci i-au luat pe sus, pe Dinamo, au zis aia, îi batem oricum, n-au nicio treabă. Au văzut că n-a fost deloc așa, tactic, cel puțin Reghe, cam n-a avut mari soluții, și probabil că acum vor juca mai determinați un pic în cupă. Cred că Steaua își dorește să câștige cupa. Și dacă joacă bine, joacă la nivelul ei, probabil că va fi și motivată de faptul că meciul ăsta va fi practic ultimul cap de afiș al Stelei înaintea eventualei finale de Cupa României, dar poate chiar peste finală, pentru că în campionat Steaua nu mai are nicio miză. Deci, nu mai are niciun adversar. Sigur, deci singurul adversar exact, pe care îl mai poate avea este Dinamo în cupă. Mă gândesc că va reuși să facă un meci mare și îi va bate. Ar mai rămâne Petrolul la Ploiești, care e posibil să... Da, mulțumim, trebuie să luăm pauză. Ok. Salut. Tragere la sorți astăzi și pentru sferturile în Europa League. Avem un meci inedit la acest nivel. Corespondentul nu mai e de mult alături de noi, deci nu putem să-i luăm opinia, deși era un moment favorabil pentru el să intre în direct. Putea să vorbească până mâine dimineață despre acest Lyon-Juventus inedit pe scena europeană. Cele două cluburi nu s-au întâlnit niciodată într-o competiție oficială. Juventus a reușit să treacă aseară de Fiorentina. Nici o șansă nu-i dădeau pariorii echipei din Florența, care avea cotă 5-6 chiar pe teren propriu, după ce făcuse la victorie, desigur, după ce făcuse un 1-1 meritos în deplasare. N-a avut nicio șansă. Cum să-i dai unei echipe cotă de 5 sau chiar de 6 la unii pariori în momentul în care juca acasă într-o competiție europeană în optimile de finală cu o echipă din aceeași țară cu ea, pe care teoretic o cunoaște? Fiorentina este totuși echipă de locul 4 în Italia, nu de locul 18 sau 20, și sigur că până la urmă așa s-a și întâmplat. Juventus a beneficiat de șansa asta pe care o are la toate meciurile din Italia. A trebuit ca Fiorentina să rămână cu un om mai puțin lângă Andrea Pirlo să marcheze dincolo de minutul 70, unicul gol al meciului. La 0-0 se califica Fiorentina. Deci o calificare la mustața lui Juventus, anticipată însă de toată lumea. Și iată că în sferturi Juventus va juca primul meci în deplasare pe 3 aprilie cu Lyon, echipă modestă care nu are practic nicio șansă, evident, să treacă de Juventus, după ce s-a chinuit ca Hristos pe cruce cu Cernomoreț Odessa și Victoria Plzen. Poate nu știți, Victoria Plzen a reușit ieri în 10 minute să refacă tot handicapul, sau aproape să refacă tot handicapul din meciul tur de la Lyon, când a fost învinsă neașteptat 4-1 după ce deschisese scorul. A fost o anomalie. În retur, Lyon a marcat așa cum marchează de obicei în Franța, norocos, în minutul 45+2, când în mod normal nu mai ai cum să dai gol. Prin acest imposibil Bafetimbi Gomis, 0-1 la pauză. E bine, în 10 minute repriza a doua, Victoria Plzen a reușit să marcheze de două ori și să rateze un penalti. A ratat un penalti în minutul 70, când deja scorul era de 2-1. Dacă ar fi marcat, probabil că s-ar fi calificat. Ar fi dus măcar meciul în prelungiri, se făcea 4-1 pentru Plzen, probabil.
Și Lyon pățea cum a pățit-o la Mlada Boleslav cu câțiva ani în urmă. Ar fi fost eliminată finalmente, cine știe, la penaltiuri, era o rușine uriașă, de care totuși cei de la Lyon cu mai multă șansă au scăpat. Și s-au calificat așadar în sferturi, unde au dat peste cel mai complicat adversar, după două trageri ușoare. Să nu uităm că Lyon a avut atâta noroc, încât pe lângă faptul că a jucat cu Cernomoreț Odessa, aflat în plin război, și după aia cu Victoria Plzen, a evitat și Shakhtarul. A fost eliminat de Victoria Plzen, ar fi jucat cu Nea Mircea, dacă ar fi trecut Shakhtarul de Victoria Plzen. Da, de data asta lucrurile s-au terminat pentru ei. Juventus, care vrea să câștige, evident, competiția după ce a căzut în mod bizar din Champions League, povesteam și ieri, un meci în care nu pot să existe surprize. La fel cum nu pot să existe surprize nici în meciurile de Liga Campionilor dintre Bayern și Manchester United sau între Real Madrid și Borussia Dortmund, de la cum stau lucrurile în momentul de față. Avem iarăși un frumos derby în Europa League, am avut Porto-Napoli, până la urmă Porto a reușit să creeze surpriza, deși a primit gol repede la Napoli, a reușit să marcheze două goluri unul după altul în repriza a doua și a terminat la egalitate 2-2 după ce bătuse acasă 1-0. S-a calificat și va juca FC Porto cu FC Sevilla, un mare șoc în sferturile competiției. FC Sevilla care a întors situația cu Betis, pierduse acasă 2-0, a câștigat 2-0 acolo și la penaltiuri. Bizară ultima lovitură a celor de la Betis, n-am înțeles nimic ce a vrut să facă jucătorul Betis. Au câștigat cu 4-3 după seria de departajare cei de la FC Sevilla și au dat peste FC Porto, care ar trebui să joace finala cu Juventus și să o piardă probabil. Juventus este marea favorită a acestei competiții la cum se desfășoară lucrurile. Celelalte două meciuri din sferturile de finală sunt mai puțin atrăgătoare. Basel-Valencia, e și bine Valencia, care a eliminat cu 4-0 în dublă manșă pe Ludogoreț Razgrad, 3-0 în Bulgaria și 1-0 ieri fără efort acasă. Iar de partea cealaltă, FC Basel, care s-a calificat eroic ieri la Salzburg, după ce a rămas în 10 oameni FC Basel, Salzburg a reușit să deschidă scorul, previzibil, însă Basel cu un om mai puțin, amintindu-și că a fost echipă redutabilă de Liga Campionilor, i-a luat 6 puncte lui Chelsea, să nu uităm, a bătut-o pe Manchester United, de asemenea, în Champions League, a reușit să întoarcă rezultatul cu un om mai puțin, marcând 2 goluri și câștigând finalmente cu 2-1, o surpriză, calificarea lui Basel. A nimerit cu Valencia. Valencia este favorită care are returul pe teren propriu, dar e clar că știința jocului FC Basel este importantă. N-ar fi surpriza secolului dacă Basel i-ar elimina, la cum stau lucrurile în momentul ăsta. Și în fine, mai este o partidă în Europa League, iarăși nu e extraordinar de interesantă pe hârtie, între AZ Alkmaar și Benfica Lisabona. Benfica ar trebui să se califice, întrucât Alkmaar era numele cel mai greu de considerat apt pentru o calificare în semifinale. Cred că orice echipă și-ar fi dorit să nimerească cu Alkmaar, mai ales că Alkmaar n-a strălucit deloc cu Anji Makhachkala, un singur gol marcat în două meciuri în fața unei echipe care este lider, este lanterna roșie al campionatului rus. Deci Alkmaar este victimă sigură cu Benfica. Primul meci se joacă în Olanda. Asta sigur, dacă nu vor exista surprize, mai sunt surprize. Benfica, ați văzut la un moment dat și aseară, după ce avea 1-0 cu Tottenham, a primit două goluri de la Shadli în două minute, pe crescuse pulsul și lui Călin Mateș. Tottenham mai avea nevoie de un singur gol pentru a duce meciul în prelungiri. O situație întoarsă, neverosimil. Însă Benfica, precum în general echipele portugheze norocoase în cupele europene, cum e și FC Porto, a reușit să egaleze minutul 90+5, când probabil Tottenham era cu toți oamenii în ofensivă. Astea sunt echipele mari, da? Tipic pentru o echipă cu bulan și cu istorie și cu
știința jocului, asta este. În minutul 90 plus 5 îți dau ei golul. De fapt, marile echipe se pot diferenția foarte ușor în fotbal. Sunt cele care marchează în minutele suplimentare, în ultima secundă, cele care trec întotdeauna la lovituri de la 11 metri, cele care se califică în prelungiri, cele care fără să joace ceva merg mai departe. Astea sunt marile echipe ale fotbalului. Alea care au noroc în 10 situații din 11, astea sunt adevăratele echipe. Deci când iei gol în minutul 95, e clar că adversarul ți este superior. E simplu. Cu toate ocările pe care îi le adresezi. Arbitru, șansă, trecuse timpul. Nu știu, erai tu cu toată echipa în ofensivă și el ți-a marcat pe contrata. Aia este echipa de succes. Echipa care câștigă, echipa care... Chiar dacă ea nu stârnește mai multe pasiuni decât cea care este învinsă în secundele alea. Cade victimă, minutul, e oribil într-adevăr să primești un gol. Pentru Tottenham acum n-a fost decisiv, că să termina 1-2 era tot aia. Dar spun așa ca idee, evident că minutul 90 plus 5, cine marchează atunci, ăla nu este un loser. Pentru că aia este, într-adevăr, să crezi în tine, să ai mentalul ăla până la cap. Astea sunt ingredientele fotbalului. Că doar nu să-i marchezi tu lui Bayern München în minutul 90 plus 5 un gol care să conteze. Ia faceți un meci între Steaua și Bayern München de 100 de ori, dublă mașă. Steaua marchează vreodată un gol decisiv cu Bayern München în timpul adițional? Bineînțeles că nu. E Bayern München îți va marca de 50 de ori în 100 de meciuri un gol în timpul suplimentar. Da? Tu niciodată. Nu poți să spui că este noroc. Da. Și dacă este noroc, da, da. Norocul ăsta este etern. Pentru astfel de echipe. Întotdeauna. Și cu oricine vei juca. Joacă cu Juventus în cupele europene, să vezi. Iei gol, bineînțeles, în minutul 90. Ori în tur, ori în retur, ori în campionat, într-un meci decisiv. Îți dă în minutul 90. Ferguson, când era la Manchester United, i-a omorât pe toți în minutul 90. Și numai marile echipe. Niciodată un amărât nu va elimina. Sunt rarisime în istoria fotbalului astfel de chestiuni. Când un amărât câștigă minutul 90 în fața unei mari echipe. Cum, Dumnezeu, când ție tremură chiloții pe tine, când intri în minutele alea, mai știi cum să dai, să scapi de minge? Evident că ăla care are mentalul superior, ăla va câștiga atunci. Și e valabil în orice situație în fotbal. Bun, luăm o pauză și ne întoarcem. Dragi prieteni, trecem de la fotbal internațional la cel intern. Se desfășoară un meci de zile mari în Liga a doua între FCU Craiova și CS Mioveni. Meciul este în plină desfășurare. Suntem undeva după aproximativ 25 de minute. Partida a început la ora 16, 1-1 în momentul de față. Craiova a deschis cu rumintul 2 prin Bălan, un gol cu călcâiul, probabil la Madjer în finala Cupei Campionilor în 1987, când FC Porto a învins pe Bayern München. În minutul 21, CS Mioveni a egalat dintr-un penalti transformat de Năstăsie, probabil un gol la Steven Gerrard. Dacă va mai avea Mioveni încă două penaltiuri, cum a avut și Liverpool pe terenul Manchester United, probabil că le va bate tot Năstăsie și sunt chiar curios dacă le mai marca pe toate trei. Steven Gerrard n-a reușit decât două din trei. Golul 3 l-a marcat Suarez. Bun, deci este 1-1 Craiova-Mioveni, meci de Liga a doua, pe care site-ul nostru, sptfm.ro, îl transmite în direct. Puteți avea informații live, text, de la această partidă absolut oricând. Trei meciuri din seria a doua sunt programate în momentul de față. Este etapa a 18-a, Gloria Bistrița-UTA 0-0, Olimpia Satu Mare, FC Olt, Slatina, tot 0-0 și Universitatea Craiova-Mioveni 1-1, dar sigur aici informațiile se pot modifica oricând, pentru că știți cum e în astfel de partide. Uneori informația vine cu un minut, două mai târziu decât la meciurile de prima divizie, dar vă vom ține la curent până la finalul acestei emisiuni cu ce se întâmplă la aceste partide. Uite, de exemplu, văd că FC Olt a deschis scorul la Satu Mare.
un gol scris în minutul 23, deci în momentul de față Satu Mare, CSU, Olimpia Satu Mare, FC Olz Slatina, scorul este 0-1 după 25 de minute. Craiova-Mioveni 1-1, meci pe care îl urmărim în direct pe site. Și Bistrița UTA în continuare 0-0. Astăzi avem două partide în Liga 1, Astra Oțelul de la ora 19 și de asemenea de la aceeași oră Gaz Metan Mediaș Corona Brașov. Astra, sigur, în poziția a doua la 6 puncte în spatele Stelei, este fumare favorită în meciul cu Oțelul, o echipă care a luptat tot sezonul să evite zona retrogradării. Dacă Astra câștigă, mai întreține un pic suspansul, ar veni la 3 puncte de Steaua. Nu este însă un meci atât de simplu, probabil, pe cât pare, deși Astra în ultima perioadă n-a jucat rău, a reușit până la urmă să nu plece învinsă din meciul cu Petrolul, ba chiar putea să-l câștige, reamintesc că Petrolul a egalat în prelungiri, meritat, spuneau unii, dar atâta timp cât egalezi în prelungiri, minutul 93 practic a egalat Petrolul. Dacă ar fi avut două puncte în plus de la meciul ăla, Astra era bine, bine plasată pentru, măcar pentru poziția a doua. Da, Astra trebuie să câștige astăzi cu Oțelul dacă vrea să continue lupta pentru titlu sau măcar să facă să pară că se luptă pentru titlu sau că se luptă măcar pentru locul al doilea, care ar fi o performanță oricum pentru ei. Gaz Metan Media și este mare favorită pe teren propriu cu ultima clasată Corona Brașov, care nu mai are nicio șansă să scape de retrogradare, absolut niciuna, aflându-se în momentul de față la 12 puncte distanță de Săgeata Năvodari, prima echipă deasupra liniei, 12 puncte exact cât a acumulat în 23 de etape Corona Brașov. Deci e de presupus că dacă ar mai face în etapele care au mai rămas până la final, câte etape mai sunt, 11 etape, dacă în 11 etape ar face câte puncte a făcut în 23 de etape, tot nu i-ar ajunge. În locul 24 de puncte n-ai cum să scapi de retrogradare, e suficient ca Năvodariu sau Galațiu să mai ia un singur punct până la sfârșitul campionatului. Deci Corona este aproape matematic picată. Mediașul este o echipă de mijlocul clasamentului care ar cam avea nevoie de victorie, în afară de acel 4-0 strălucitor cu Viitorul Constanța, înregistrat cu două etape în urmă. Gazul n-a mai jucat nimic de o lungă perioadă, a fost învinsă fără să marcheze și de Timișoara, și de Vaslui, și de Steaua, a făcut un egal la Botoșani în urmă cu 5 etape, un 2-2 și acolo la mare luptă. Ar avea nevoie să câștige Gazul pentru a respira ușurat, pentru a o trimite pe CFR Cluj pe locul 9, adică exact la mijlocul clasamentului, a ajunge la puncte pe Ceahlău. Dacă nici pe Corona nu-i bați acasă, atunci chiar că situația este complicată. 30 de minute așadar la Bistrița, în continuare 0-0 Gloria UTA, un meci din divizia a doua, seria a doua. La Satu Mare în continuare 0-1 UTA FC Olt, gol al lui Bardu în minutul 22, iar la Craiova, Universitatea Craiova, CS Mioveni 1-1, goluri al lui Bălan în minutul 2, gol cu călcâiu și respectiv Năstăsie din penalti în minutul 21 pentru CS Mioveni. Tot astăzi avem și niște jocuri, ar fi spus Neaimi, din Liga a treia, o ligă răsfățată pe Sport Total FM, unde aceste rezultate vă sunt oferite cu religiozitate în ultima perioadă. Liga a treia programează astăzi etapa 19-a. După cum știți, există 6 serii, complicat să le trecem în revistă chiar pe toate, dar o să vă spun câteva scoruri în acest moment. În seria 1, Ceahlău 2, Piatra Neamț, conduce cu 3-0 pe Știința Miroslava, Aerostar Bacău are 2-0 acasă cu Sporting Suceava, Cosarom Pașcani are 3-0 cu Cetate Târgu Neamț. În seria 2, Gloria Popeș-Leordeni conduce cu 2-0 în deplasare la FC Oțelul Galați 2. Este singurul meci din seria a doua unde s-au marcat goluri până acum. În seria a treia, Concordia Chiajna 2, FC Balș 2-1, Dinamo 2, București, CS Podari 3-0, Juventus București, Tunari 1-1, sunt rezultate evident parțiale.
niciun gol marcat în cele patru jocuri din seria a patra. În seria 5, Arieșu Turda, CSFC Zalău 3-2, Unirea Dej condusă pe teren propriu de CSI Neu cu 0-1 și în fine niciun gol în cele 6 meciuri care se desfășoară în seria 6-a în momentul de față, între care faimosul Avântul Reghin Athletic Bradu 0-0, așadar niciun gol în această serie. SCM Argeșu Pitești, Fortuna Poiana Câmpina, același scor. Compet Ploiești Chindia Târgoviște tot 0-0. FCM Târgoviște cu FC Păpăuți tot 0-0. Sau FC Municipal Câmpina cu ACS Urban Titu 0-0. Am citit mai multe rezultate în această serie, întrucât este mai aproape de ascultătorul nostru. E, din punct de vedere geografic, cel puțin, este o zonă mai apropiată de București. Bun, aș mai fi spus, mai avem încă timp suficient, un pic și despre turneul de tenis de la Miami, despre care am tot vorbit zilele trecute și nu-l putem abandona. Sorana Cârstea, din păcate pentru noi, a fost învinsă în turul al doilea, ea se calificase direct în acest tur, dar așa cum anticipam ieri, va avea meci greu cu bulgaroica Pironkova, aceasta a bătut-o sec 6-3, 6-3. Sorana Cârstea este out. Simona Halep va juca în această seară. Multă așteptare a fost în aceste zile de când a început turneul de la Miami, parcă a trecut o săptămână și Simona Halep încă nu a jucat în acest turneu, calificată direct în turul secund, va juca împotriva australiencei Cessi de Lacqua, am înțeles undeva în jurul orei 19:20 pe ora României în această seară, în funcție și de celelalte rezultate care se vor înregistra. Serena Williams, cap de serie numărul 1, a trecut greu de Kazaha Shvedova, 7-6, 9-7 în tiebreak, 6-2, și va întâlni în turul al treilea pe franțuzoica Garcia, aceasta din urmă învingând-o greu 7-6, 7-6 la 3 și la 3 în tiebreak-uri pe cehoaica Zakopalova. Garcia este cea mai bine plasată jucătoare din Franța după Alize Cornet în clasamentul WTA și este în plină formă în ultima perioadă, numai că nu cred să aibă vreo șansă cu Serena Williams. Mai mult decât atât nu putea să facă. A reușit să treacă deja de două tururi Garcia, de Wozniak și de Zakopalova. Misiune îndeplinită așadar, chiar dacă va fi învinsă de Serena. În turul al treilea, o altă partidă pe care o avem deja între australianca Stozur și americanca Van de Veghe. Stozur a reușit să treacă de Bertens din Olanda, iar Van de Veghe de Pavlyuchenkova, oarecare surpriză, mai ales că Van de Veghe venea din calificări. Pavlyuchenkova, cap de serie numărul 21, 7-6, 7-5 pentru americanca de origine olandeză. Nu avem deocamdată între Rani și Maier rezultatul, nici între Makarova a bătut-o pe Peterson 6-1, 6-1. Makarova s-a calificat în turul 3 și va juca cu vingătoarea dintre Rani și austriaca Maier. Pironkova, care spuneam a trecut 6-3, 6-3 de Sorana Cârstea, va juca cu Angelique Kerber din Germania, meci interesant în turul 3. Kerber este cap de serie numărul 5 aici și este învinsă din finala de la Doha Simonei Halep. Kerber a trecut în 3 seturi de chinezoica Peng, 7-6, 5 în tiebreak în setul decisiv. Sharapova a trecut de japoneza Nara, am înțeles, și va întâlni în turul al treilea pe cehoaica Safarova, meci interesant și ăsta, Sharapova-Safarova. Safarova a trecut de americanca de origine asiatică King, 6-3, 7-6. Virginie Razanot din Franța a fost învinsă de belgianca Flipkens, 6-1, 3-6, 6-3 în turul secund. Flipkens va juca cu învingătoarea dintre Nadia Petrova și Sabine Lisitsky în turul al treilea. Din câte știu eu, rezultatul încă nu este publicat aici, dar din ce am urmărit, Sabine Lisitsky a bătut-o pe Petrova și va juca cu Flipkens în turul 3, meci interesant și ăsta. Ivanovic va juca cu Peneta. Ivanovic a trecut de americanca Davis, 6-1, 6-1. Peneta de bielorusa Govorcova, 6-3, 6-3. Bun meci Ivanovic cu Peneta.
O surpriză a produs croata Vekić, o sportivă venită din calificări, care a trecut de Marea Kuznetsova, 7-6-7-5. Vekić va juca cehoaica Kvitova, care a trecut de Ormaecea, o argentiniancă de origine bască, 6-3-6-4. Kvitova, favorită numărul 8, ar trebui să se impună cu Vekić. Simona Halep, cum spuneam, o va bate probabil în această seară pe Ceci Delacqua, probabil în două seturi. Da, mă tem că se va întâlni cu Venus Williams în turul al treilea, care urmează să joace tot în această seară cu Smirdlova din Slovacia, am impresia. Așa, Alize Cornet va juca în turul al doilea cu nemțoaica Petkovic, meciul încă nu s-a jucat. Tsibulkova cu Moisburger din Austria. Probabil vom avea un meci între Alize Cornet și Tsibulkova în turul al treilea, iarăși interesant. Nu s-au jucat meciurile dintre Vinci și Zahlavova, turul al doilea. Zahlavova este cea care a bătut-o cehoaică, a bătut-o pe Niculescu 6-3-6-4 în turul întâi. Vinci, dacă va câștiga, va juca cu Bușar sau Svitolina din Ucraina în turul al treilea. Pe această parte de tablou nu s-au jucat încă partidele, deci nu putem decât să anticipăm ce s-ar putea întâmpla în turul al treilea. La Miami, fusul orar din acest moment nu permite desfășurarea partidelor. Ele încep în general în jurul orei 17 ora României, ceea ce înseamnă undeva ora 11-12, nu știu, ceva de genul ăsta. Sunt 6 ore, am impresia, cu diferență de fusul orar cu Miami. Deci undeva la ei este ora 11 dimineața când încep partidele, 5 după amiaza la noi. L-aș anunța pe corespondentul nostru ca să o cotim iarăși de la tenis, unde suntem specialiști la fotbal, că Germania va întâlni Argentina într-un meci amical pe 3 septembrie la Düsseldorf, 4 zile înainte de începutul campaniei de calificare pentru Euro 2016, a anunțat Federația Germană de Fotbal. Iată o posibilitate enormă pentru corespondent, dacă mai trăiește, că nu l-am mai auzit de mult, de a se duela fie și într-un meci amical cu adversarul lor tradițional în Europa, Germania. Așadar va fi într-adevăr nevoie de cârnați, se vor și mânca tone de cârnați la Düsseldorf. Dacă reușește corespondentul să ajungă și acolo cu drapelul naționalei argentiniene, n-ar fi rău, însă pentru Argentina acest 3 septembrie pare la capătul lumii. Să nu uităm că până atunci se încheie campionatul mondial, cine știe dacă va mai fi Sabeia antrenor. Germania va supraviețui oricum. Argentina nu sunt atât de sigur. De notat că Germania a pierdut ultimele două confruntări amicale cu Argentina pe teren propriu, 1-3 în august 2012 și 0-1 în martie 2010, dar așa, avea o meserie la campionatul mondial în sferturile de finală în 2010, când, știe corespondentul, ziua neagră a vieții sale, 4-0 în sferturile de finală pentru cârnați. Ne amintim meciul, Lionel Messi nereușind atunci să facă nimic de unul singur. Fraților, începe un weekend cu meciuri europene, o să vorbim despre asta după o pauză publicitară până la finalul emisiunii. Despre ce ne rezervă acest final de săptămână, am spus, meciurile de astăzi din campionatul României, o să vorbim un pic și despre celelalte campionate. După cum știți, vineri e zi de fotbal în Franța, în Spania și în Germania, dintre campionatele importante. Facem o trecere în revistă a ceea ce e mai important de reținut pentru acest weekend imediat. Facem un tur de forță, fraților, pe final de emisiune cu tot ce este important în fotbal în acest weekend. În momentul de față, în Liga a doua, în România, rezultate la pauză, Gloria Bistrița UTA 0-1. Arădenii au reușit să deschidă scur, dar au rămas în 10 oameni. Asta ar fi prima informație. Universitatea Craiova, CS Mioveni, scor la pauză 1-1. Iar Olimpia Satu Mare, FC Olt Slatina, suntem pe finalul primei reprize, scorul este de 0-1. Acum trecem în revistă meciurile, vom încheia sigur și cu ultimele informații din Liga 3-a, dar până atunci programul pentru acest weekend în campionatele importante. În Anglia, și începe cu prima ligă engleză,
Arsene Wenger se va așeza pentru 1000-a oară pe banca lui Arsenal într-un meci teribil, Chelsea-Arsenal, mâine, ora 13.45, ora Europei de Vest, 14.45 la în România, deci la 3 fără un sfert ora României. În Anglia va fi de fapt cu 2 ore mai puțin. Eu dădeam ora Europei de Vest, dar e cea mai puțin importantă, pentru că meciul joacă în Anglia, unde ora este diferită. Iar la noi este orarul clasic de sâmbătă după amiaza, când de obicei avem câte un meci interesant în Anglia. Așadar, la 3 fără un sfert, în direct pe Eurosport, Chelsea-Arsenal. Este un meci teribil, pentru că este al 1000-lea meci al lui Arsene Wenger pe bancă, dar și pentru că cele două echipe se luptă cap la cap pentru campionat. Tot mâine în Premier League, în multiplexul de la ora 17, numai puțin de 6 jocuri, între care Cardiff City-Liverpool, Manchester City-Fulham sau Newcastle United cu Crystal Palace, de la ora 19.30 pe Dolce Sport 3, West Ham United-Manchester United, fără Van Persie. Iar duminică, ultimele două meciuri din Anglia, la 15.30 Tottenham Southampton și la 18.30 Aston Villa Stoke City. În clasament, în Premier League, după 30 de etape, clasamentul are în frunte pe Chelsea, 66 de puncte, Liverpool și Arsenal au 62 de puncte. Manchester City este la 6 puncte de Chelsea, dar are 3 meciuri mai puțin jucate, deci este liderul virtual al clasamentului cu 3 puncte avans Manchester City. Tottenham pe poziția 5 a 53 de puncte, ne-a învățat și pe noi mate și ceva, că nu se pronunță H-ul ăla. Dumitru Gaur, de exemplu, n-a învățat asta în toată viața lui. Da. El, când a transmis meciul dintre OM și Naționala României în 90, meciul ăla de binefacere, îi spunea lui Gaetan Huar, mingea la portarul Huar, de la portarul Huar. Deci, credea că în franceză H-ul este cea mai importantă literă, cum de altfel crede și că Z-ul este litera cea mai importantă în alfabetul spaniol, care de fapt tot așa nu se pronunță. Deci asta pentru campionatul englez, fraților. În această seară, în Ligue 1, Lorient Paris Saint-Germain, meciul de vineri, a ora 21:30, meci televizat și la noi. În Franța, celelalte partide se desfășoară sâmbătă și duminică. Paris Saint-Germain are un avans de 8 puncte față de Monaco, care va juca duminică seara, ora 22, pe teren propriu cu Lille, locul al treilea în derbiul etapei. 9 puncte le separă pe Monaco și Lille. Saint-Étienne, poziția a patra, joacă duminică de la ora 15 acasă cu Sochaux, penultima clasată. Lyon se deplasează duminică după amiază la ora 18 la Guingamp. Iar Olympique Marseille joacă dans le match de malade de la peur, pe teren propriu, sâmbătă de la ora 18 cu Rennes, echipa aflată pe locul 16 la 3 puncte de zona retrogradării. Rennes este singura echipă din Ligue 1 care a pierdut ultimele 3 partide. Și cam asta ar fi important în Franța. În campionatul Germaniei, în această seară, Freiburg-Werder Bremen, un meci care nu are mare însemnătate pentru primele poziții. Freiburg este pe locul 16 în poziție de barajistă, iar Werder Bremen n-a ieșit niciodată în acest campionat din pântec cu moale al clasamentului, locul 12, dar nici o înfrângere în ultimele 5 partide pentru Werder Bremen. Bayern München, deja campioană, va juca pe terenul lui Mainz în această etapă. Mainz face Bayern München, cum ar fi spus la Europa Liberă. Meciul se desfășoară mâine. Borussia Dortmund joacă la Hannover tot mâine. Schalke 04 pe teren propriu cu ultima clasată Braunschweig, de asemenea sâmbătă. În fine, Bayer Leverkusen primește duminica acasă replica mai puțin cotatei Hoffenheim. Deci asta despre campionatul german. În primera astăzi de la ora 22, Celta Vigo Malaga, un meci între două echipe din partea a doua a clasamentului, locurile 11 cu 14. Real Madrid joacă cu Barcelona, marele derby, pe data de 23, adică mâine seară, în prime time, Real Madrid-Barcelona.
meciul este televizat și la noi. Atletico Madrid se deplasează tot mâine pe terenul lui Betis Sevilla. Duminică Betis Atletico, duminică este și Real Barcelona. Astăzi este vineri, meciurile sunt programate duminică. Mâine avem Athletic Bilbao Hetafe, meci televizat la noi de la ora 22, dacă nu mă înșel. Athletic Bilbao Hetafe, locurile 4 cu 17, al doilea meci în peninsulă pentru Cosmin Contra. Real Sociedad, a 5-a clasată, joacă luni pe terenul Almeriei, penultima clasată. Deci cam asta ar fi în Spania. Și ar mai rămâne campionatul Italiei. Mi se spune că Simona Halep a abandonat, deci nici nu s-a prezentat la meciul cu Chelsea de Lacu. Iată o informație practic de ultimă oră, tristă sigur pentru iubitorii de tenis. Am povestit despre turneul ăsta de la Miami cu 5 zile înainte să înceapă și atât că aflăm că Halep s-a retras și Chelsea de Lacu se califică direct în turul al treilea. Rămăsesem la Italia și cu asta încheiem etapă și în Il Calcio. Derbiul se joacă duminică, Lazio AC Milan de la 21:45, la aceeași oră Catania Juventus, Napoli Fiorentina de asemenea duminică de la 19:30, un meci interesant. În multiplexul de duminică după amiază ora 16 avem Inter, Atalanta sau Parma, echipă în formă care joacă pe teren propriu cu Genoa de la 13:30 duminică. Mâine sunt programate două meciuri în Italia, Torino-Livorno și Chievo-Roma. În clasament nu mai e niciun suspans, 14 puncte avans pentru Juventus față de Roma, Napoli poziția 3, Fiorentina pe locul 4. Bun, cam asta ar fi din fotbalul internațional. Nu ne-a mai rămas timp și pentru meciurile din Liga 3 de la noi, dar o să vă țină la curent cei care urmează după mine. În orice caz, partidele erau în plină desfășurare. Urmează Trafic Sport cu Daniel Nazare și veți fi informați și despre Liga 2 și despre Liga 3. În orice caz, la pauză, Universitatea Craiova, CS Mioveni, 1-1. Toate bune, fraților, ne reauzim luni de la ora 15. Am mai gândit eu iau sângele unei iau sănătatea unei ai iau hristina transcina tu iau sângele unei iau sănătatea nehunale te gai cu gata nelang negatii. 11 metri după noi potopul.